Apreciez și mulțumesc că ați ales să fiți uh, cu noi în această seară, chiar dacă oficial noi nu avem sâmbătă biserică, dar am considerat că e bine să alergăm la casa Domnului și să cântăm laudele Domnului. Amin? Am vrea să citim un cuvânt din Cuvântul Mezeu și apoi ne vom începe cu rugăciune. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare. Un pasaj foarte cunoscut din Luca capitolul 2, începând cu versetul 8, spune așa: În ținutul acela erau niște păstori care ședeau afară în câmp și făceau de strajă. Noaptea, în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfășurat înaintea lor și slava Domnului a srocit în jurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în citatea lui David, mi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Amin. Cred că sunt cele mai mărețe cuvinte pe care le găsim în Noul Testament. De ce? Fiindcă uh, sunt momentele în care îngerii Domnului, putem să spunem, uh, au cea mai frumoasă cântare. Și nu fac altceva decât în maestate, în, în, într-o armonie perfectă, cântă la adresa lui Dumnezeu prin faptul că o veste bună, puteți spune cea mai bună veste pe care omenirea putea să o primească este faptul că un mântuitor, un mesia s-a născut pe acest pământ și vedem că această veste bună după 2000 de ani rămâne cea mai bună veste pe care am putea să o împărtășim unii cu ceilalți. Și anume, Iisus e Domn în inima noastră, s-a născut acolo și este uh, întronat ca și rege. De aceea, în această seară, am vrea să chemăm numele Domnului peste ce se va întâmpla în locul acesta. Colins, un îndemn la rugăciune, apoi mesaj prin fratele... Don Ion Ciobanu, în această seară ne vizitează familia Ciobanu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Uh, am vrea să avem așteptări mari de la Dumnezeu și dacă cerem, dacă îndrăznim, Dumnezeu va lăsa pentru noi momente sublime prin care să ne îmbogățim, să ne încărcăm cu prezența lui Dumnezeu, pe care doar aici, în casa lui, putem să o găsim. Afară e plouă, e fric, dar în casa Domnului e cal și frumos. Haideți ca Prezența Lui Dumnezeu, căldura Lui Dumnezeu să inunde în viața noastră și să fim ceea ce trebuie să fim, oameni, bărbați și femei, care au în ei speranța Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toată biserica. Amin. Doamne, mulțumim pentru aceste momente.